Maria Grapini, europarlamentar al Partidului Puterii Umaniste, membru în grupul social-democrat din Parlamentul European. Recent, pachetul pe mobilitate care reglementează transportul internațional a fost votat așa cum au negociat și cum au căzut de acord șefii de stași de guvern în Consiliul European. Timp de trei ani am făcut opoziție acestui pachet, am prezentat argumente, am prezentat amendamente alături de eurodeputați din statele din Est, însă, din păcate, votul majorității în Parlament și din păcate în Consiliul European țările din Est nu au avut succes, președintele României nu a susținut modificările acestui pachet prin care, de fapt, transportatorii din România și din țările din Est să aibă condiții egale în piața internă în efectuarea transportului internațional. Din acest motiv am făcut demersuri la Comisia Europeană și am solicitat un studiu de impact a aplicării acestui pachet pe mobilitate pentru că, de exemplu, întoarcerea cam Ionului gol aduce un impact asupra mediului. În același timp, Comisia Europeană, având sigur în pachetul de măsuri diminuarea emisiilor până la emisii zero în 2030-2050 și cred că era normal ca înainte de a aplica acest pachet să avem un uh, studiu de impact și asupra mediului și asupra economiei. Răspunsul Comisiei este favorabil, este de acord cu ceea ce eu am propus să se facă acest studiu de impact, însă până la a avea rezultatele acestui studiu de impact, pachetul de mobilitate se va aplica și va aduce prejudicii economice enorme firmelor de transport din România. Întoarcerea camionului gol, regulile privind parcarea, faptul că sunt obligați șoferii să se întoarcă la un anumit interval acasă, toate aceste lucruri uh, sunt în dezavantaj și ipocrizia cu care Vestul a susținut aceste lucruri, spunând că vor să elimine dumpingul, a fost demonstrat de fapt că dumpingul social îl fac firmele din Vest care își deschid căsuțe poștale și duc șoferii din România, din Bulgaria, din Polonia, în țările din vest și sunt plătiți la salari diferit de cei din țara de baștină. De aceea, cred că România putea să facă un demers la Curtea Europeană prin care să solicite anularea acestui pachet și reluarea dezbaterilor pentru a avea un regulament care să facă să aibă acces la piața internă toate țările și toate firmele de transport internațional.